Arșița Pârjolește, Oltenia, meteorologii au anunțat că jumătate din teritoriul României se va confrunta cu secetă, însă regiunile cele mai afectate sunt Oltenia și Moldova. Gorjenii care se bucură de soare și de vremea caldă trebuie să se asigure că o fac fără a se pune în pericol. Oamenii sunt influențați diferit de căldură și de aceea supraexpunerea la soare determină arsuri de piele grave. Medicii recomandă gorjenilor să se îmbrace adecvat și să consume cât mai multe lichide. A sosit vara și deja mergem la plajă, mergem să ne plimbăm și este foarte bine să expunem organismul foarte puțin timp în perioada 11-16, pentru că în această perioadă a zilei radiațiile sunt foarte puternice și temperatura este foarte ridicată. Trebuie să ne hidratăm foarte mult, deci să consumăm lichide și în special apă. Este de preferat să evităm băuturile alcoolice și cofeina foarte mult în această perioadă și, bineînțeles, să avem foarte mare grijă cu modul de expunere al corpului, să ne îmbrăcăm corespunzător, să avem capul protejat și îmbrăcat în haine de bumbac deschise, de culoare deschisă. Târgujenii deja au început să se protejeze de căldură. Aceștia au spus că în această perioadă consumă cât mai multe lichide, iar atunci când pleacă la plimbare, se îmbracă adecvat. Mai pe la umbră, asta e protecția. Este cald. E cald, de mine nu e așa o problemă, dar mi-este de copii să nu facă insolație, de asta încerc să-i duc cât mai repede acasă. Vă expuneți la soare? Nu, deocamdată nu. Nu e timpul, nu e ora când trebuie să fiu la soare și nu, decât după amiază, după ora 4, mai ieșim afară. Cum vă protejați de căldură? Cu pălăriuța asta, cu răcoritul, tot este apă mai puțină, rece, mai mult călduță. Temperaturile vor continua să fie ridicate și în zilele următoare. Valorile termice maxime vor depăși 35 de grade la umbră.